Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru săptămâna 16-22 februarie 2020 pentru zodia fecioară. Să vedem cum vor sta fecioarele în această săptămână cu dragostea. Iar până voi extrage toate cărțile, țin să mulțumesc tuturor din suflet pentru toate like-urile, comenturile și faptele că v-ați abonat canalului meu. Iar pentru cei care nu s-au abonat încă, vreau să vă încurajez să faceți acest lucru ca să fim o echipă cât mai mare, să fim cea mai mare echipă norocoasă de pe aici. Iar pentru cei care doresc un răspuns la o întrebare, o rezolvare la o soluție, orice nelămurire aveți dumneavoastră, nu ezitați să contactați o etalare personalizată. Iar dacă vă doriți acest lucru, aveți detaliile necesare în descriere pentru a mă putea contacta. Bun. În primul rând, vreau să vă spun că unii dintre dumneavoastră care sunteți într-o relație cu o persoană în zodia Taur sau în zodie de apă, Rac, Scorpion, Pești, sau chiar balanță, în această săptămână veți primi multe mesaje, mai ales persoanele care sunteți într-o relație la distanță. Veți primi mesaje, vești de la această persoană, foarte bune, bineînțeles. În sfârșit veți rezolva niște probleme, veți depăși niște obstacole care le-ați avut într-o anumită relație, în funcție de fiecare. Fie că vorbim de relații serioase, fie că vorbim de relații la început, fie că vorbim, poate comunicați cu o persoană care vă place foarte mult sau de care dumneavoastră sunteți foarte interesați sau interesate. Ideea e că veți avea niște rezolvări în această săptămână, printr-o comunicare, fie prin internet, fie prin telefon, cu această persoană. Alții dintre dumneavoastră, dacă aveți o apăsare pe suflet, simțiți că nu mai reușiți să rezolvați o problemă în dragoste, nu mai reușiți să vă înțelegeți sau să înțelegeți persoana cu care sunteți într-o relație, sau orice problemă aveți legată de dragoste, rezolvarea o puteți găsi fie discutând cu o persoană spirituală, fie mergând la biserică, fie rugându-vă la Dumnezeu pentru a vă lumina calea și pentru a vă ajuta să găsiți o soluție în rezolvarea anumitor probleme de dragoste pe care le aveți. Vorbind de persoane spirituale, aici mă refer și la persoanele care au un har, care au cum să vă zic, o inclinație spirituală, adică puteți apela și la o persoană care dă în tarot sau care are anumit har. Dar har adevărat, să știți, nu persoanele care încearcă doar să vă ia banii sau să vă mintă frumos, să vă zică ce vreți dumneavoastră să auziți și gata, s-a rezolvat problema. Nu, 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 trebuie să fiți atenți sau atente la persoana la care apelați. Trebuie să aveți încredere de la bun început că persoana respectivă vă poate îndruma sau vă poate ajuta în problema care o aveți. Că altfel va fi doar timp irosit și bani irosiți în cal. Deci știți cum e? Chiar dacă mergeți la biserică să puneți un acatist, trebuie să lăsați un ban. Asta este regula. Toată lumea face acest lucru. Eu personal vă zic că eu dacă merg la biserică să pun un acatist, dacă nu las un ban, nu mi-l citește nimeni. Înțelegeți ce vă spun? Adică ca să vină ceva bun la dumneavoastră, trebuie să faceți și dumneavoastră ceva bun. Deci, în cazul în care apelați aici și vreți cu adevărat o rezolvare. În alte cazuri, vorbim despre o relație
care fie partenerul sau partenera dumneavoastră merge pe idei fixe, fie este o persoană foarte geloasă, fie o persoană foarte posesivă, fie dumneavoastră nu vreți să renunțați la această persoană sub niciun chip. Chiar dacă în adâncul sufletului dumneavoastră simțiți că această persoană nu este bună pentru dumneavoastră. Dumneavoastră o vreți acolo. Deci trebuie să vă gândiți bine ce doriți aici și în funcție de la caz la caz, fiecare cum vă regăsiți în aceste lucruri, tot așa, veți avea nevoie să apelați la spiritualitate pentru a găsi o soluție vis-a-vis de aceste lucruri. Alții dintre dumneavoastră vă văd în relații cu persoane zodiei de apă, rac, scorpion, pești și văd multă corectitudine în această relație, multă sinceritate, multă fidelitate chiar. Iar partenerul sau partenera dumneavoastră este foarte corectă sau corect cu dumneavoastră. Poate unii dintre dumneavoastră trebuie să luați o decizie sinceră în această săptămână vis-a-vis de relația dumneavoastră. În alte cazuri vorbim de o împăcare cu o persoană. Predomină foarte mult apa, deci în cazul în care sunteți certați sau despărțiți de o persoană zodie de apă, rac, scorpion sau pești, în această săptămână sunt mari șanse să vă împăcați cu această persoană. Văd și multe iertare, vă cere iertare sau dumneavoastră cereți iertare în funcție de cine dintre dumneavoastră a greșit în această relație, deci vă împăcați. Pentru alții dintre dumneavoastră vă vine o propunere de dragoste, un mesaj de dragoste, un început de relație, un început, o poveste de dragoste începe în această săptămână pentru unii dintre dumneavoastră, dar începe cu multă fidelitate, cu multă sinceritate și într-un mod foarte corect. Cu cine veți începe această relație? În această săptămână este posibil să fie exact persoana de care dumneavoastră aveți nevoie, pe care v-ați dorit-o foarte mult și în această săptămână există șansa să începeți o poveste de dragoste cu o astfel de femeie, astfel de femeie, astfel de persoană, nu neapărat să fie femeie, poate să fie și bărbat. Alții dintre dumneavoastră, deci este valabil în ambele cazuri, fie că sunteți femeie, fie că sunteți bărbați, este valabil în ambele cazuri. Alții dintre dumneavoastră faceți un efort foarte mare pentru a nu se termina o relație. Poate ați fost trădați de persoana de lângă dumneavoastră și cu toate acestea parcă nu vreți să renunțați la această relație. Depuneți un mai mare efort pentru a o ține lângă dumneavoastră, chiar dacă există trădare aici. Fie dumneavoastră ați trădat această persoană, fie persoana iubită v-a trădat. Ideea e că nu văd renunțare aici. Doriți să rezolvați lucrurile, să faceți un efort pentru a vă rezolva problemele, pentru a nu ajunge la un sfârșit de relație. Alții dintre dumneavoastră, posibil în această săptămână să terminați ceva. Poate ați obosit cât ați luptat sau cât efort ați pus într-o relație și simțiți că faceți lucrurile acestea degeaba și v-ați plâns prea mult de milă și este momentul să vedeți și partea frumoasă a vieții, că mai sunt persoane, nu s-a terminat lumea la această persoană. Deci dumneavoastră singuri veți gândi astfel. Unii dintre dumneavoastră în această săptămână. Alții dintre dumneavoastră veți primi mesaje de dragoste. Poate o cerere în căsătorie care mi-apare foarte accentuată aici, o cerere în căsătorie acceptată de unii dintre dumneavoastră, mutarea într-o nouă locuință, ideea e că mi-apare cererea în căsătorie și logodna. Deci clar, unii dintre dumneavoastră în această săptămână se vor logodi. Vor face un pas
vor mai face un pas în această relație spre evoluție, bineînțeles. Să știți că propunerele, veștile sau ce declarații de dragoste primiți unii dintre dumneavoastră în această săptămână sunt declarații de dragoste foarte sincere. Este vorba de multă siguranță aici în sentimente. Deci această persoană, să știți că este foarte sigură de ceea ce spune, de ceea ce își dorește, de ceea ce își dorește alături de dumneavoastră. Nu se joacă cu sentimentele, nu se joacă cu iubirea. Deci ce vă declară este foarte sincer și este și o persoană foarte fidelă, să știți. Faceți și un progres în această relație unii dintre dumneavoastră. Aveți o comunicare foarte bună și primiți vești foarte bune. În unele cazuri vorbim, poate partenerul, partenera dumneavoastră vă propune să mergeți într-o vacanță împreună, unde să stați liniștiți, să fiți calmi, să puteți comunica, mai bine să întăriți sentimentele care deja există, mai ales cei care au parteneri, partenere în zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Alții dintre dumneavoastră poate începeți ceva fulgerător în această săptămână, o relație. Fie vă vine o idee, fie clarificați o situație unei dintre dumneavoastră, ați ajuns într-un punct în care ați depus foarte mult efort în această relație și doriți să vedeți rezultatele muncii depuse de dumneavoastră în această relație și doriți o clarificare în această relație. Doriți o decizie, continuăm sau nu. Este vorba de o decizie clară și fermă. Ce facem de aici încolo? Eu fac tot ce ține de mine, eu îmi dau toată dragostea mea, eu am răbdare cu tine, dar ce facem mai departe? Trebuie să evolueze cumva și această relație, nu? În alte cazuri vorbim despre, despre o nouă persoană care va apare în această săptămână, va apărea în această săptămână pentru unii dintre dumneavoastră. Este o persoană total nouă, poate după o perioadă în care v-ați dorit foarte mult să fiți cu cineva, să fiți iubiți și ați avut răbdare și nu v-ați grăbit, apare brusc, fulgerător în viața dumneavoastră o persoană total nouă cu care poate veți începe o poveste de dragoste, deși, cum ar veni, riscați în această relație. De ce spun acest lucru? Pentru că dumneavoastră nu cunoașteți această persoană, nu știți absolut nimic despre această persoană și cum ar veni vă asumați un risc. Deci dacă începeți o relație, nu știți cum vor decurge lucrurile, dacă relația va evolua și veți ajunge la sentimente foarte puternice și eventual la căsătorie și copii, sau pur și simplu după o perioadă vă dați seama că nu sunteți compatibili sau nu aveți nimic în comun și vă despărțiți. Oricum ar fi, sunteți foarte încântați de acest început și o să gândiți, fie ce o fi, eu îmi doresc această persoană în viața mea momentan. Am stat prea mult și am așteptat, am fost o persoană răbdătoare și vreau să fiu și eu fericită sau fericit din acest moment. Și vă aruncați într-o poveste de dragoste care vom vedea pe parcurs dacă este de viitor sau nu. Bun, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine și m-ați ascultat. Nu uitați să lăsați un like, un coment și să vă abonați canalului meu, să fim un număr din ce în ce mai mare, să fim o echipă norocoasă. Eu vă mulțumesc încă o dată, iar pentru cei care doresc o etalare personalizată, aveți în descriere, în descriere informațiile necesare pentru a mă contacta. Eu vă doresc mult noroc în dragoste în această săptămână și ne vom revedea curând. Pa, pa!